Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Salutare oameni mugeageți, eu sunt Andy și după cum puteți vedea, astăzi suntem din nou pe Forza Horizon. Am venit aici cu Dubița Dubașe, am înoptat aici în câmpul ăsta mirific la cabana asta trei cocoși. Avem și pe sărbaticul și pe grasul, am venit cu mașină separată că n-am vrut să ne îngrămădim toți într-o mașină. Deși aveam toți loc în Dubița cu care sunt eu aici. Ia uite grasule, ce mașină am eu, ia uite ea. Sărbaticul se vine direct în mine, grasule, ghicește. Ia că l-am împing eu. Bă, de ce pun frâne și-o la mă tot împing? Du-te jos, du-te jos. Bă, mă, eram jos, frumos pe drum și făceam aici o poveste pentru prieteni. Bine. Stai cu el până în apă. Bă! Te dură cu mine, bravo, de pe munte, uite-te și tu. Bravo, grasule, bravo. Îl răsturai, bă! E bentaiga asta bună pe off-road cum e șeptarul meu. Bă, mașina mea nu accelerează, băiți, o ia la vale, o ia la vale, o ia la vale, o ia la vale. Da, băieți, astăzi o să facem roata. Hai că te ajut eu, bă. YouTuberilor. Roata YouTuberilor cu băieții. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem 10.000 de like-uri la acest videoclip. Nu uitați că găsiți mărciuri lecturate în descriere dacă vreți să cumpărați și voi ceva. Hai să facem roata YouTuberilor. Am adăugat aici niște YouTuberi, băieți. YouTuber România o să se numească. Și noi o să alegem, nu în funcție de mașinile lor, și o să ne cumpărăm sau o să ne alegem o mașină în funcție cu bugetul în funcție de numărul abonaților lor. Adică Shelly, cât s-a abonat mai are grasule Shelly? 2 milioane și ceva. Oricum, stai să vedem ce pică. Deci ați înțeles ideea. Dacă Shelly are 2 milioane și ceva, o să luăm o mașină de 2 milioane și ceva. Asta e ideea. Cine vrea să dea primul la schimb? Avem Shelly, Rafael. Eu dau. Ok, avem Shelly, Rafael. 2.800.000, ești nebun? Shelly, Rafael, Dorian Popa, Lencuratul, Bergea, Mădălin, Sălbaticu, Mițu, Alex Montrei, nu mă lăsa să vorbesc. Nu. Ăla stă acolo cu telefonul în mână. Să mă uit prostule. Păi hai, stai să vedem ce pică și după aia te uiți, ia să vedem. Bă, regulă, ai fără telefoane, frate, nu mă interesează. Grasule, zis, cât căcat să mănânci? Shelly? Da! Da, deci... 2.800 de abonați. Bă, privește partea bună, mai puțin și l-ajut. Da, tu ai 800 de mii. Are 2 milioane de abonați doar. Da, deci Shelly are, grasul să-și ia o mașină de 2.800 de credite. Sălbaticule, dai tu, hai. Dau, frate, dau. Ia să vedem cine pică. Nu te cred. Nu pică eu. Sălbaticu. Da! Nu te cred, de ce pică prostul ăla? Deci, vai de mine. Nu te cred, bă, cât... până nu, că nu mă mai joc. Câți abonați ai? 250. Hai că ți-ajung. Fii tryharder, fii tryharder. Pentru ce? Bine, frate, o să-mi iau Dodge atunci, na. Și mie îmi pică Rafael. Nu știu cine mai era mare de aici, mai era mare Dorian Popa, cred că. Rafael, câți abonați are grasule, Rafael? 2 milioane și ceva, parcă. Bă, știu că... Știu un mare câți au, dar nu știu sigur gen fix câți au. 2.190.000. 2.200.000. 2.200.000. Deci o mașină de 2.200.000 de credite. Ia să vedem ce o să ne alegem noi astăzi. Mașina foarte scumpă în episodul tău, să mă... Scuză-mă. Dar ți-au o mașină mișto de tot. Mersi. Cum setam? Ce modificăm? Ce modificăm? Ce avem voie să modificăm? Bă, nu știu, tot, că sălbaticul săracul de el. Și motorul? Și motorul. Și pe asta, nu? Bă, nu știu cât de tryharder să fiu. Fii, bă, tryharder, că mi-au și eu tryharder să vedem ce mă fac. Da, o faci pe asta. Ia fă-o pe asta, băi. Koenigsegg îmi place foarte mult. O, fraiere, ho! De ce mi-e tineru că au jucurile astea, bă, băieți, e cam așa. O, stai un pic, ho! Huayra, Ferrari... Bă, hai că o să iau pe asta, nu e cea mai bună mașină, dar mie îmi place destul de mult. Vrei să faci așa, grasule? Nu o să fiu tryharder. Bă, să-l bat, dar mai să nu mai vorbești, bă, urât în videoclipurile mele, noroc că nu te văzură oamenii. Bă, grasule, bă, ăsta are... Nu vorbi, bă, nu știu nimic, bă. Are probleme grave, este? Nu, dar nu știu nimic. Bă, dar potolește-l, că face gesturi de alea. Iar face ce vede acasă. Bă, eu nu prea am ce... Deci ne simți și tu, bă. Nu, am făcut ce mi-a arătat mie. Nu prea am ce pune la mașină. Una, două, atacă la persoane. Este una dintre cele mai mișto mașini. Care mi-mi place mult, mult, mult de tot. Bă, fiți atenți, nu vreau linii, nu vreau nimic, da? Da, mice, nu n-am. Așa, că nu, mie nu-mi place să... Bă, am doar la frânare. Nici, scoatem tot. De ce, bă? Că așa vreau eu. Scoate-mă liniile. Scoatem tot. Ca să fie cursa corectă, după ce că amărâtul ăla are 200, că-i căzut sălbaticul. Păi, dar bagă-ți ăștia liniile, ce să fac eu ție? Dar nu-mi place cu liniile, grasule. Bă, lasă-mă, bag ce scoate liniile, că să vezi ce să face ăla, pravde, îl bat acum.
ABS off, steering normal, pro, ca asta e bine. Bă, nu știu dacă o pot controla, dar e cam puternică. Pe ce mașină ți-ai luat? Vino la liniuță când ești la mașina. Ei, e sigur că vrei să... A avut să-și buget aproape ca al meu, deci nu-mi prea mi-e frică cu tine. Mă, cum adică pentru compar... Ah, da. Ia să vedem. Ce că tu compari, deci... ce să compar? Tu compar. Deci dacă, deci dacă pierd... Nu mă mai compari pe mine cu Rafael la abonați, dar pe Shelly, da. Bă, fii atent, dacă pierde este doar vina lui Shelly, fii atent. Da, mă, da, că vii explică... Da, Shelly, auzi nici mă. Băi, eu sunt aici la asta, la start. Tu ce faci? Și îmi trebuie despăgubiri morale, că am pierdut, deci hai că... Bă, știi ce cursă vreți să facem? Ce? Facem cursa aia de tine, aia lungă. A lungă? Da. No! 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 Mamă, și fără linii! Păi aia... No! Bă, nu trolu, nu trolu, aia lungă. Fără linii. Fără linii. Gata, uite, sunt aici eu. Bine, băi, stați un pic să-mi dau și eu liniile off de tot, da? Da. Da, bă, da. Așa, să fă, mi-a rășit bine zona asta. Shifting manual, braking. Așa. Așa, steering. Hai, gasul, ești pregătit? Asta ești tu? Da. Ai Lambo? Da. Așa. Tiesto Elemento. Gata, băieți, mă duc să fac cursa. A, l-aș lua Sesto Elemento. Hai, gasul, hai. Tryharder-ul Cioci. Nu mai luat. Da, bă, plecai eu târziu, păi nu, că plecai, au. People da. Rising Rise. Dar să luat adică la aș lua stresul elementul ăla și ce-mi luai eu? E? Zonda. Da, ești periculos, ce ai? Zonda asta, e printre cele mai bune mașini. O aira ouă sau care? Nu, 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 Zonda, nu mai, asta nu e Pagani, asta e Pagani Zonda, așa se numește. Păi Zonda Pagani, da. Păi da, și o să-i Zonda, ce mai vrei să zic? Păi era da, clar că e Pagani. Și... Ah, da, 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 Pagani Huayra, pardon, scuze. Deci ai Zonda, da, 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 ai dreptate. Păi m-au tot certat copiii, că eu îi ziceam ăștia Pagani, doar atât, că nu știam că sunt mai multe în joc. Băi, deci, da, e și Huayra. Și mă certau copiii că că e Zonda, dar de fapt... Da, e Huayra. Da, l-am. Dar mă certau copiii că e Zonda, dar de fapt e Pagani. Adică e ca și cum ai zice că zic seria 5, nu e BMW, știi? Da. Nu, nu, eu zic că e BMW și ei zic nu, e seria 5. E seria 5, da, e doar seria 5. Bă, iau și eu Audi ăsta. Tu zici, iau și eu A6-le ăsta, na. Da, corect, are dreptate. Așa, Pagani ăsta. De ce? Păi da, da. Da, abia luat și eu un Audi. Păi ce Audi? Da, mă pup, sălbaticul, mă pup. Elementul ăsta chiar există? Sesto Elemento? Da. Nu știu, băi, tu știi în Lamborghini, doar trebuie să știi. Rău. Păi, adică știu că există câteva, dar e urât rău, nu-mi place. Mamă, cum e zonda asta la interior, mâncați aș. Mamă, sunt tank, ești nebun. Mamă, ce braț are, dar nu te vezi la mine pe filmare, nu te mai încorda. Pe bune, de ce? Păi nu vă băgai. Ce vă mai fac atâta reclamă, ia? Mă, cum adică nu ne băgași? Nu vă băgai, nu opriți! Păi, dar ce nu joc eu de pe tastatura, mă, ce eu prost? Păi te văd eu prost, le. Ești! Hai bă, mă mai vezi, ia vezi. Nu, că am strici web-ul! Hei, da de pe Discord, nu fi nesimțit. A, hai că nu fu tryharder sălbaticul, stai niște. Da, cu 250.000 am văzut ce să fiu tryharder. Hai, grasul, hai să vedem care facem cursa asta. Mamă, bă, într-un fel, lasă, că e mai bine fără linii, că ăsta așa e așa de prost. Încât... Aha. Bă! Ce o gros, mă, uite, arăți. Nu! Dar? Mie-mi pune singură frâna mașina. Da, mă, da. Mă jur! Ce ai, mă? Stai. Cred că se blocase ceva pe tastatură, mâncați-și. Bă, dar ce urât frânez. Hai, băieții. Mamă, cum am accelerat, cum am atacat curba asta, grasule, o văzut? Da, da, e nasul, grasule, că nu pot să mă uit cu viteză, că ăsta, că mă trebuie să mă uit și la mapă, că nu știu cum vine harta. Păi ce, eu știu sigur. Bă, grasule, dar e bun rău ce este elementul ăsta, mâncați așa. Bă, e bun, dar bine. Să știi că pe handling mi se pare mai slab. Nu, dimpotrivă! Da? Bă, nu, înfrânează mașina, băieți. Nu știu dacă pe aici ce ai făcut să-l bat, nu știu ce căcat are. Cum, să aprind blecurile roșii la ea? Nu, da mă, nu, înfrânează efectiv de sin blana accelerație și îmi face așa. Vum, 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 vum. Grasule, te iau, te iau, te iau! Grasule, spune la să-l bat, adică și tu ai avut problema asta, ce ți s-a întâmplat? Ce face? Înfrânează singură mașina, uite. Când... Scoate maneta, ce ai, ceva, ce ai? Nu am nimic, am tastatura și cu volanul. Ce nu știu, nu mă pricep. Bă, cum mă țin de grasul, ești bă, nebun? Bă, sărbaticule, mă, ce-ai făcut, mă? Mă înfrânează singur, ești nebun. Păi porni și Logitech hub-ul înainte să... Păi normal că mereu e pornit. Ah! No! Păi da, grasule, tu ce credeai? Că eu frânai așa, intră în tine să mă ajungi, este?
Bă, resetează grasule, stai puțin, bă, grasule, stai, grasule. Bă, hai să-l așteptăm și pe sălbatic, că văd că... Ia uite cum îmi pune... Hai să vedem, grasule, ce are la mâncat, ieși. Stai. Am revenit, băieții, și m-am oprit să-i aștept pe ăștia, că luasem un avans de la 350 la oră. Sălbaticul are o problemă, nu știu ce are. Ne tot minte pe aici că nu știu ce se întâmplă. Bă, dar dintre toate mașinile mele accelerează cel mai greu. Ia uite, iar îmi frânează. Bă! Păi las-o că e bine că e asist. Bă, tu crezi că-ți băga și asist la frână, prostule? Da. Sunt sigur. Sigur, pe ăla din greșeală și-l băgă, că și-am mai băgat chestii din greșeală. Ia vezi. Zici? Ia uite, grasule. Dar nu știu dacă pot în cursă. Am scos păi nu. Nu, ăla e frână asist, asistează la frână când ai roșu. Bune! Da. Îi frânează singur. What? Mamă, grasule, te iau aici te iau. Păi mă iei. Eu. Păi dă-mă mă casă ăștia, mă încurcă! Ăsta n-ar trebui să te ajute! Mamă, mă face grasul, bă, că are mașina mai rapidă decât a mea. Deși mi se duce mie până în 11 minute. Nu e mult mai rapidă, de ce zici? Da, să știi că... Aoleu! Aaaa! Ce nesimțit e! Păi eu cred că am ochi la spate! Eu cred că am ochi la spate, bă! Îmi sună cunoscut. Hai, băieți. Bă, dar e mai stabilă aia pe drumca asta mea. Bă, e. Eu zisei. Bă, se duce până în aproape de 11.000 de durații grasul ăsta. Bă, ești nebun? Intră pe roșu de la 9.500, se duce până în 11.000. Dar ești mecheria la asta? Am impresia că e foarte ușor asta mea. Dar are tot spimica asta mea, 377. A, ce, cam 380 și cresc. 380? Cam 390. Atâta aia, 381 cred că. Am 390? Ia uite și tu ce, ajung acum, ești nebun? A, ba nu e chiar așa. Bă, dar astea își bat joc. Da, mă, cineva ți-a pus la asistul la frână, că mi se pare că ai la breaking assisted. Păi el și-l pusă, mă, acum. Eu mi-l pusă, pe unde mi-l pusă? Eu umblai la frână, ești nebun? Fără să vrei din rotiță ceva și mie mi s-a mai întâmplat. Da, nu mă lasă să schimb dificultatea setting. Din ce rotiță, grasule, că eu îl schimbai de când la ăsta, grasule, la... tropical, tu ești. Mi-ați băgat voi când ați jucat Andrew, tu, cu Justin, cu cine ai jucat, eu știu. Păi și la mine cum de mersă? Ce să meargă, mă, în video? Da, chiar că. Tu îl schimba și acum. El schimba acum. Înseamnă că îl schimbai, dar fără să-mi dau seama. Așa, dă vina pe mine, îl văzuși, grasule? Îl vezi, mă? Păi da, bă, dar la ăla probabil n-a, păi da, dar nu era în cursă la ăla, deștepților. Că fu free roam, cum să bage asist? Bă, dar la sestul elementul ăla e foarte bun, ești nebun. Da, bă, e ușor, îl simte așa ușurel. La ăla nu fac în cursă, ia. Deștepților, de-aia nu-mi intră. Nu știu că să bagi, lasă-ne-mi pace. Nu, no, alu grasul stă mult mai mult. Nu, dar n-am nicio șansă, ești nebun. Nu-l luai. Vine grasul. Bă, să mă piși pe el de checkpoint, bă, grasule, că le-a pus de asta în pulă, bă. Acum n-ai linii pe jos, grasule, vezi ce greu e? Oh, ce bă, grasule, e greu. Hai, tine, te-n cioaca mea. Păi normal că te zic că ai mașină mai bună. Deci eu nu trebuie să țin decât cu accelerația, că îmi frânează ăsta ca handicapat. Sigur ăla e, că altceva n-are ce să fie, că îți frânează doar în curbe, nu? Păi nu neapărat în curbe, că frânează în căcat pe autostradă, pe un drept. Dar el cred că cum vede, nu pot să-mi dau seama că nu am liniile pe jos. Pa, da, și oricum la cum ai pus tu liniile. Pa, bravo, da, corect. Că tu ești prost oricum, vezi? De aici tot vina ta e. Mă, ce în spate, îți lăsai pe grasul, bă. Păi este, bă, să faci și tu o cursă. Ia să faci și tu o cursă. Cum să fac o cursă? Păi și acum ce fac? Nu, să faci o cursă, să o faci tu. Ca să nu te mai aucă comentezi, barem. Aha. Păi eu nu știu să fac curse. Aaa, păi și atunci. Hai nu vă mai certați, bă, nu vă mai certați, bă, că m-ați înnebunit să vă certați pe episoadele mele, v-ați găsit. Nu mai dea unul în jurai și m-am ținut. Păi ești periculos, oricum. Al Recu are drept la viață. Tu nu mergi să treci, bă. Am drept și să-ți dau cu cioaca pe la gură, bă. Bă, sărbaticule, eu nu te mai am în videoclipurile mele, bă. Cine, bă, eu? Tu, dacă te mai enervești și nu-ți mai ții cum, bă, de unde mai am în videoclipurile mele, bă? Care, mă, păi eu încep cu glume din astea de când... Bă, măcar dacă te-ai enervat pe ceva ca lumea, dar tu te enervezi din nimic. Cum de că, mă, dacă ăla face glume de căcat pe ăla, nu-l vezi? Auzi la el. Lasă-l că ăla face glume de căcat, tu te enervați de la începutul videoclipului. Nu mă mai lua, bă, ia uite la el. Bă, asta că ăsta e handicapat. Eu sunt handicapat, așa e. Pe aici nu ajung. Păi ești frumos să conduci de aia. Ieși, hai, bărcică, hai. Uite ce frunează asta, uai, de steaua mea. Bine, grasule, că mi-ar tași drumul. Păi, e normal, băga mea și piciorul.
Trebuia să dau rewind. Și acum să strâng. Păi n-ai, bă, păi eu, păi n-am ăla, ce n-ai voie. N-am rewind-ul. Bă, grosule. Cred că pe aici erau curbe până pe roșii. Și tot le iau. A, ce nu! Ce făcuși, grosule, că te văzui? Ce făcuși, bă, nu mai luași curbele pe roșii? Nu știu, nu știu cum vine. Nu știu cum vine. Eu tăiai, eu tăiai prin off-road, că dacă nu mă făceam și-o, prof. Păi, asta e problema, că la mea e foarte bună dacă îmi prinde off-road. Păi, stai liniștit că nici a mea nu face mai braz. Ba, dar e prea bun să este elementul ăsta, n-ai ce să-i zici. E forță mașina, deci cred că e mult mai bună decât ăla. Decât cum îi zici. N-are nicio șansă, Centenero e cel mai bun. Nu. Ce pătiți aici? Nu știu, nu mai... Dă-te-mi puii mei, că de ce nu mai eu la curbele ăștia nasoale sunt primul ca să mă ajungi tu? Că știi care faza? Că nu ratezi checkpoint-ul și nu mă trimite la el. A? Bă, dar grasule, tu ești sigur că n-ai volat numai puține grade? Prea mi se pare că-ți revii ușor. Nu, mă, nu, e prea bună mașina, iete, dacă o să ai ocazia să o conduci, dacă o ai, grasule, stă sfânt pe stradă, ia-o-te și tu, ia-o-te și tu. Nu! Ce-a făcut, mă? S-a dus sfânt pe stradă. Vrei să o iau pe contrasens să dau un round? Nu, lasă. Îi dădui antâia. Ce-i dăduși? Antâia? Da, antâia și cum ar veni prea torată. Iar îi dădui 1, 2, iar îi dădui 1, 2, 3, 2, mă. Nu, bă, îi dădui 1, 2, 3, 1, ești. Nu, că acum să iau și pivoții și cutiile și mama cutiilor. Bă, grasule, vezi că nu mă întorc să iei pe contrasens să dau în tine, să-mi zici tati. Da. Bă, că, bă. Asta are probleme grave și ăsta cu nervii, nu cum se temperează. Păi care și ăsta grasule că eu față de el sunt deci nebun, așa sunt cel mai calm om din lume. Da, bă, așa e, că acum ia uite-mă ce țipă ești nebun. Păi și ce vă țipă? Noi da. Dacă fac mișto de ăla înseamnă că am probleme cu nervii, ești nebun. Da, că te ataci imediat tu. Și la cafea, nu știu de el, la meste. Da, bă, gata, să-i masa, dar să auzi. Da! Se auzi toată cafeneaua. Ceașca de cafea, wow! Și așa, și ți se pare normal? Sincer. Că te scoasă răia pe tine la joc. Mă scoasă, dar ce m-aș pe el. Ia, uite-le, lui, pe dacă vorbesc. Deci mă crezi că cursa sălbaticului cred că e mai bună fără linii? Da! Păi ia uite-te! Că măcar știu o treabă, adică mergi ca... Aha, iarăși. Bine că am... Iar 1, 2, 3, 2! Nu e mai bine mânca, no, așa îmi pune prind frână iarbă, în linie. Prind iarbă și mă aruncă. Deci asta e nasol când prind iarbă, nu stă, nu știu de ce. Deci când a prins iarbă, ăsta alege praful de ea. Ia uite și tu cât de în spate rămăsai, bă, și pusei în ceafa lui atat timp. De grasul, no, venirea drumuri mai grele. Nu, no, mai grele, are mașina mai stabilă. Nu zici să-și băgă cea mai bună mașină pe curbe până acum. Stai bă puțin, zici să-i de la Lamborghini. Rafaele, mersi pentru buget. Da, sălbaticule, mersi pentru amurale. Bine, aici... Curtea marțială. Au. Iarăși. Păi bă, și... poate dacă n-aveam frânele ăștia, poate aveam și eu vreo șansă să mă dau să-mi iau DNF. Bă, aveai, că e bun Viper-ul ăla sau ce-ți lași. E bun Viper-ul, dar degeaba mâncați așa că îmi pune... A. Știi care e chestia? Dacă era o cursă normală... Da, nu era atât de rău. Nu mă încurca atât de rău, că înfrâna decât în curbe. Dar așa mâncați așa înfrânează în linie dreaptă, ești nebun. Și mă și încurcă că nu știu când frânează, nici n-am liniile să-mi dau seama când vrea să frâneze. Linii. Eu țin în continuu pe accelerație, ești nebun, și-mi face așa... Bă da, chiar într-un fel e mai bine ușor fără linii, jur. Că și de ce? Cum că ție, mergi mai bă, pe asta se poate, că gen... Nu am fost liniile perfecte, știi? Vreau eu să o facem, pe aia, încurcată. Bă, eu m-am obișnuit cu aia, dar e nasol că aia nu-ți dă seama până vine traseul. Iarăși e și. Bă, nu, asta e execrabilă, când iese în ăsta, în iarbă, gata, n-am mai. Deci așa, dar nu înțeleg, stă lipită de asfalt, n-ai treabă cu ea, și în rest, toate cele bune. Off-road. Și de ce mă enervează la asta? Că spune și frână bruscă de mă aruncă de pe stradă. Trebuie să-i ții și contra ea zic când dăm frână. Da. Zici că e unul care își bate joc de mine. E unul la butoane. Și nu ține apăsat pe frână. What the fuck? De ce? Încetini prea mult de mă făcu invizibil, ești nebun? Și ce, trec ăla prin tine? Na, nu, că la în spate, rău, cred că e șa de nefă. Așa se face când te blochezi brusc. Ca să nu dea aia în tine să vadă în plap. Ultima asta într-una a ieșit pe... de pe drum. Mai am încercat-o.
E off-road, da, nu e. E execrabilă pe off-road, de-aia. Uite, uite și tu cum merge. Alunecă foarte rău, nu știu de ce. Bă, dacă te pătimești un pic, îi dai DNF. Bă, cred că îi dau. Păi îmi dă sigur, nu. Bă, și cât fusei în ceafa lui, bă. Bă, măcar nu singurul prost. Poate, bă, lasă, bă, că eu fusei aproape, dar dacă mă concentram, îl și făceam, da. Dar nu vreau să-și tu. Nu. Gata, nu, de, când te iarbă. Și știi care e beleaua? Că nu poți să-i pui cauciucuri din lea în șmechere. Nu, no, că era în șura aproape. Bă, asta e mai lungă decât Colossus-ul. Da. Da. Deci Colossus-ul oricum e mai lungă, e mai lungă decât Goliard, vrei să zici. Așa, pardon. Bă, băieți, cred că o să șa DNF. Amândoi, grasă de tu când mai mai, hă? Eu n-am nicio... Miau. Bine, mai mică, de sălbaticul știam, dar de grasă mai era. 2% mai am. Aha, uite, văd finish-ul, no. Dacă mai erau 5 secunde... Da, și la mine 5 minute secunde. Treceam. Nici mai mult nu trebuie. Băieți, nici mai mult, nici mai puțin. Că am zis eu că acest episod... Dezamăgit de rostatele mele. Și eu, sincer. Am câștigat cu bugetul lui Rafael. Sărbaticul era de așteptat oricum să pierdă, dar a avut și problema aia cu frâna. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa!